tuturor, sunt Bufu și jocul care vedeți față mea se numește Downgate, e în beta din câte știu, foarte frumos jocul, e un fel de LOL dar fără rageri, deci din câți vedeți aici am jucat 5v5, am găsit doar un singur rage pentru că a ieșit unul la sfârșit. Ce spun, jocul este extrem de frumos. Are campion puțin acum la început, că totuși e în beta și nu are prea mulți campion. Dar poți faci orice campion, aproape orice, deci nu există gen full AD. Ăsta e un fel de carry, dar e mele. Foarte bun. Sunt și tanci. S-a luat după atributi. Damage. Inițiator. Inițiator ar veni un fel de tank, dar cu o leacă de damage, adică un fel de blink ceva. Îți dau și recomandări, foarte frumos jocul, am ce spune. Chestia faină care au luat-o gen ca la League of Legends, e fel de rune, mă cât numește layout. Și poți să le schimbi, deci dacă mă rămâne, să zicem, așa. Deci eu acum rămâne îți dau așa și trebuie să spui ce vrei. Berserker. Și spune ce îți dă acesta când e complet. Asta îți dă 5% less damage în 2 secunde primit de la orice campion. Spell damage. Duelistul. Sunt mai multe, oricum eu n-am pe toate încă. Sunt extrem de multe dacă vă uitați. Și n-au prețuri mari. Sunt foarte multe. Vimul e un fel de gold la ei. Și este pentru utility, pentru health, pentru offensive, pentru pasiv, tot. Foarte frumos jocul, n-am ce spune. Să încerc în următoarele zile să scot ceva, un joc. Și dacă o să reușesc, da bine. Are ping-ul foarte măricel, adică de obicei ai ping de 50-60, ăsta are 100, dar nu simți așa de tare. Ce obțin eu nu simt așa de tare, dar am probleme, încercat să fac un play, dar nu am prea mers. Asta m-ar nici spui aici și astea ce pui în ele și fiecare are un atribut. Oricum, jocul extrem de frumos, extrem de ușor și comunitatea te ajută. Deci dacă întrebi ceva, comunitatea te ajută. Hai să dăm un exemplu. Nu-i gen, vreau și eu să știu ce aș putea să fac. Nu, știți când la noi la League sau la alte jocuri, nu prea te ajută comunitatea. Foarte rar găsești o comunitate să-și iei din timpul lui. Și să te ajute pe tine. De minim am ajutat o persoană să-mi fac pentru Freya, să e campionul care l-am cumpărat eu, e un fel de AD, e AD, Civical. Și are status foarte bune. Și m-am mirat că ce status mi-a cerut ei să pun. E, de obicei când te duci la una să spui, bă, vrei să-ți pun mult damage și mult... Nu, o să pun cooldown reduction, putere și multă viață. Ceea ce m-a speriat pentru un AD. Spune că are burst-ul foarte mare. Oricum, jocul este foarte frumos. O să lăs în description unii să dați pentru beta. Și un lucru fain, care acum am văzut la sfârșit de joc. Când termin orice joc, primești puncte cum ar veni ca să poți să-ți cumperi. Goldul, marmia, ipurile sau cum se iau în alte jocuri și primești chestii cum ar veni, Spirit Stone poți să primești, Sharper poți să primești, adică ce spui înăuntru, primești după fiecare meci, contează cât timp o dura meciul, deci nu ia după câte kill-uri ai făcut, câte assist-uri ai făcut, câte death-uri ai avut, nu, deci nu ia deloc în chestia asta în considerare.
Îți uitați că am scris și în momentul 2 am întrebat. Deci, unii, vezi tu la alte jocuri din astea? Nu prea vezi. Și gândești, știi, că se e în beta și faci așa. Cum am spus, Rager n-am găsit. Are foarte frumos lor, îți spune fiecare poveste în parte, la fiecare este pus pe asta. Uitați, mă ajută, fără să fac nimic, deci nu mi prieten, nu mi nimic, pur și simplu e chat general și te ajută. Campioni sunt foarte versificați, deci range psihic, mai mult damage dealer. Ăsta trebuie, da, range psychical, iar ce este aici, mele psychical, sunt un fel de tank, am jucat atât cu el. Petrus psychical, oricare din ei pot fi luați ca suport, ca tank, deci oricare. Bine, unii sunt mai buni decât alții, dar pot fi oricare. Și este și junglă. Cea mai bine să intrați să vă jucați, o să vă placă la nebunie jocul, e extrem de frumos. Și nu, n-am găsit Rager. Deci asta pe mine m-a speriat că n-am găsit Rager. N-am multe jocuri jucate, am două momentan, n-am mișcat de mult. Aveam beta kit, dar n-am știut că am dat el. Și cum toată lumea a zis, versific jocul pentru că nu mai Hearthstone joc, nu știu dacă poate reușesc să fac un gameplay cu asta. Și, la și de meci poți să dai karma. Karma o să te ajute cum o să primești. La și de joc ce primești. Dacă vrei un layout mai mare, o să trebuiască mai multă karma. Karma e considerat din timpul petrecut în joc. Ce mai este timpul petrecut, câtă vin ai avut în joc, adică cât s-au făcut bani în joc, plus dacă îți dă un unul din echipa ta sau din echipa adversă karma. Și asta să socotești și să îți dă. Și eu zis că se pune și skin-uri, deci skin-uri moca, nu trebuie să le cumperi cu bani, nu trebuie să bagi bani în joc, ceea ce nu prea vezi în jocuri. Sper să iasă foarte repede sau din câte știu are ceva timp din beta și poate iasă. Oricum, acum din câte știu e open beta, deci primești repede un beta key și să te joci. Are niște condiții foarte ciudate cu pești cu astea. Oricum, e un fel de Dota cu League of Legends, dar nu știu, mi-am zis, e mult mai fun, distrez în el. Uitați. Fără să cunosc, fără nimic, mă ajută. Sper să fac și data viitoare un filmuleț cu jocul și să vă arăt cum primiți la și de fiecare mes să primești un pachet în care îți dă layout-uri, campion, poți să-ți cadă chiar campion, deci nu trebuie să cumperi. Și pentru fiecare meci, nu știu cât primești la fiecare meci. Să zic la omul ăsta. Mersi. Nu mai știu cât primești prin meci. Ca puncte. Oricum, primești vreo 50-60, dar asta nu contează așa de mult, pentru că sunt ieftine, deci nu scumpi. Astea sunt sharp-uri, astea scumpi, dar astea sunt nu scumpi, deci chiar nu sunt scumpi. Și astea ai deja câteva, deci oricum, fără să faci nimic, o să ai cam atâtea, deci ai. Și îți dă vreo două, una, cam așa, nu sunt multe, dar oricum, destul ca să începi. Bun, atât pentru moment. Ne auzim, pa, pa.